polițiștii de frontieră suceveni au depistat în trafic doi bărbați din localitatea Straja, care transportau într-un atelaj Hipo cantitatea de 8.490 pachete de țigări de proveniență ucraineană în valoare de aproximativ 35.658 de lei, ce urmau să fie comercializate pe Piața Neagră în vederea obținerii de profit ilicit. În dimineața zilei de 15.05.2009, polițiștii de frontieră din cadrul IJPF Suceava au executat o misiune specifică pe comunicația Gura Putnei, Vicovu de Sus, ocazie cu care au oprit pentru control un atelaj Hipo, în care se aflau numiții H. Vasile și C. Daniel, ambii domiciliați în localitatea Straja, județul Suceava. După controlul documentelor de identitate, polițiștii de frontieră au decurs la efectuarea unui control asupra atelajului Hipo, ocazie cu care au descoperit disimulate sub câteva pături și fân 8.490 pachete de țigări marca Ronson, de proveniență ucraineană de diferite mărci, fără documente legale de proveniență. Fiind întrebați de proveniența țigărilor, cei doi au declarat că le-au găsit în unca râului Suceava și intenționau să le comercializeze în piața din Vicovu de Sus, în vederea obținerii de profit. Întreaga cantitate de țigări în valoare de 35.658 de lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar persoanele în cauză au fost sancționate contravențional cu amendă în valoare de 1.500 lei fiecare,